Un antreprenor din Suceava a înțeles că adaptarea este cheia succesului. Avea o fabrică de perne și pilote, dar din luna martie distribuie și măști. Până la reușită, însă, drumul a fost destul de lung. A cumpărat o mașină de 130.000 de dolari și a fost nevoie să-și mărească echipa. Materialul filtrant este filtru, iar astea două sunt straturile exterioare, de câte 25 de grame fiecare. Mai multe straturi, mai multă eficiență. Omul de afaceri și-a învățat repede echipa să producă măști de protecție, iar angajații s-au adaptat rapid, chiar dacă an la rând au făcut doar perne și pilote. Am produs dintr-un material, dintr-un TNT care l-am avut noi pe stoc și am produs atunci niște măști pe mașina noastră de ultrasunite, dar erau măști doar faciale, fără a fi măști medicale, pentru că nu aveam materialul filtrant. Am început demersurile să achiziționăm o mașină de făcut măști. Prețul unei astfel de măști, care este confecționată din 3 straturi cu 3 pliuri, ajunge la 45 de bani în cazul în care o cumpărați în sistem Angro și la doar 70 de bani în cazul în care vreți să cumpărați la bucată. 130.000 de dolari a investit antreprenorul în noua afacere, iar profitul nu a întârziat să apară. Astfel a reușit să-și păstreze toți angajații, ba chiar și-a mărit echipa. Este singurul producător de măști din Suceava, așa că cererea e mare. Am fost nevoit să lucrez și în două schimburi și am mărit și numărul de angajați. Am încercat să ne adaptăm cumva situației. Prima mască a ieșit pe piață în luna august. Acum vinde zilnic între 15.000 și 20.000 de bucăți. În total, a dat spre vânzare deja aproximativ 800.000 de măști. Am și donat atunci, chiar în pandemie, am donat în jur de vreo 5.000 de măști. Spitale de bătrâni, cămine de bătrâni, chiar la pompieri, la jandarmi, am donat atunci. Nu aveau ce pune nici instituțiile statului, nu aveau ce pune pe gură, efectiv.